Ce face domnul Bogdan Soare după ce a schimbat cei 19 ani de Monsanto? Bogdan Soare a încheiat o etapă foarte importantă a vieții lui, care s-a definit ca și agricultor, ca și agronom, ca și manager. Voi începe alt proiect. Sunt mândru de tot ce am făcut în compania asta și le mulțumesc tuturor pentru tot suportul pe care mi l-au dat. Vorbesc de fermieri, că la finalul zilei eu fără fermieri sunt nimeni, sau cum vorbim noi în privat, sunt ca nunta fără lăutari, pentru că nu e important ce crezi tu. Până când nu se implementează în piață ceea ce gândim noi în birouri, rămâne o poveste și o strategie. Am avut parte de momente extraordinare, am cunoscut oameni minunați, a fost o etapă frumoasă a vieții mele, poate cea mai frumoasă. Ce vei face? Ce voi face? Voi continua în același domeniu. Tot cu molecule? Tot cu molecule, într-un proiect mai mic, pentru că eu nu mai am nimic nimănui de dovedit. Eu trebuie ca toată experiența pe care am dovedit-o și am dobândit-o să o pun în slujba unor valori în care cred. Eu nu mai vreau să fiu nici campion olimpic, poate n-am fost niciodată, doar percepția mea a fost că am fost. Nu mai vreau să fac 80.000 de kilometri pe an și să stau până avioane, da? Și să neglijez familie și prieteni. Vreau să-mi găsesc liniștea și echilibru făcând ceea ce îmi place la vârsta pe care o am. Cu experiența. Cu experiența și cu oamenii care vor rămâne lângă mine și sunt foarte optimist că va fi bine. Pentru că v-ați așezat pe partea cealaltă a scaunului dumneavoastră, vreau să vă schimb și poziția din care să vorbim, din cea de fermier, să vorbim din cea de distribuitor. Da. Cum e? Complicat. Mai complicat decât până complicat acum. Complicat pentru că clienții mei sunt oameni ca mine. Oameni care au investit, oameni care au probleme de cash flow, oameni care au probitate profesională și morală, dar sunt puși în fața unor schimbări pe care noi la un moment dat le-am considerat reversibile, dar sunt ireversibile. În situația în care ei nu produc, îmi zic: Bogdan, dar n-ai cum să îmi cer să-ți dau acum, că și tu ești în proces cu băncile de acordare a unui nou credit. Da, da, avem scadențe și trebuie să le dăm. Da, da, știi că mai durează, mi-a mai cerut 5 acte. Concluzia este, distribuția în România la ora actuală va fi redusă. Pentru că dorința de a expune milioane de euro doar pe fantasme, da, nu va mai exista. Vor fi distribuitori care vor da faliment. Alții sunt deja în faliment. Alții insolvențe. Alții vor încerca să se reorganizeze sau să se unească sau să vândă companiile, astfel încât dintr-un acvariu cu foarte mulți pești de diferite dimensiuni să devină un acvariu mult mai echilibrat, în care fluxurile de marfă și de bani să fie mult mai predictibile. Care este gradul de recuperare? Nu este predictibilă. Gradul de recuperare depinde de gradul de expunere pe care l-ai avut și de ai vândut ca să te afli în treabă sau ai vândut fiindcă ai avut niște parteneriate, că cine vinde pe cotă de piață s-ar putea să vină scadența acum și să-și dea seama că 5% cotă de piață și încă 10% creștere de cifră să însemne 50% scădere de profit și de cash flow. Și atunci fiecare, după școlile pe care le-a făcut, va recolta ceea ce a semănat ca abordare în piață. Nu mai este distribuția astăzi o resursă financiară de profit care să-ți dea voie să dormi liniștit. La marge de 1, 2, 3% nu mai merită.